Vorbeai de Dobrogea de Nord. Ca toate zonele țării, zona Dobrogei are subzonele ei sau zonele de interferență. Ne poți da exemplu de un cântecel cu o interferență de, nu știu, Moldova, de Muntenia? Dobrogea de Sud are influențe bulgărești. Și vă pot da exemplu, un fragment dintr-un cântec doinit, cules de la străbunii mei din Bazargic, Dobrici, care acum este teritoriul bulgăresc, dar a aparținut României. Nu plânge rădița, se cheamă. Te ascultăm. Șterge măicuță pe al meu ursit la pus harapa tocmit să-l ducă Mulțumim, da. Pur și simplu minunat. Frumos. Sporturi de camp. Da. Foarte asta frumos. Înseamnă să cunoști zona în profunzimea ei, nu doar să vii să cânti. Dar dacă nu te provoca nimeni de aici, nu știm cum cânti. Pentru că aici cum cânti, domne, este o cântare dificilă la un moment dat. Foarte dificilă. Știți de ce? Pentru că la un moment dat merge până la sfertul de ton, merge la semitonul cromatic, adică da. Eu acum știu ce-s derutat complet aici, că nu mai știu ce notă să dau. Adică, 10. Adică eu trebuie să te judec după cântecul ăsta, sau cum să fac. Da, în dificultate. Pe... Da, păi a fost un moment cu tot o solicitare a juriului, a fost o revelație cumva, până la urmă, notați Niculina... tocmai cu ceea ce doriți. Niculina a fost foarte inspirată să-i ceară așa. Da, da. Să văd dacă știe ce înseamnă și uite. Felicitări! Ne vedem câte bine la proba a treia!